care este rațiunea folosirii acestui tip de avion, ținând cont și de numărul de țări unde vor fi duși pacienți? Deci, avionul care îl vedeți este avion cu reacție. Este mult mai rapid decât Herculesul sau decât Spartanul care le avem. Ideea este din partea colegilor de la Ministerul Apărării, pentru care chiar îi mulțumesc, pentru că altfel trebuia să plecăm în Marea Britanie cu unul din avioanele noastre, cu Hercules, care putea să facă 5 ore sau 6 ore. Cu acest avion am redus timpul pentru misiune, adică va fi 3 ore până în Marea Britanie. În al doilea rând, a doua problemă care este, este că noi folosim orele noastre. Aici sunt niște ore care România le are și care poate să le folosească pentru astfel de situații. Și au apelat folosind orele care le are la dispoziție România. În rest, pacienții care vroiam să-i luăm erau în total 12. Nu mai luăm 12, 2 au deteriorat, nu-i mai luăm, au rămas 10. Iar cei 10 vor pleca în Marea Britanie și doar în Norvegia. Pacientul care trebuia să ajungă în Finlanda va rămâne în Marea Britanie.